bună ziua și bun găsit, stimați telespectatori, la o nouă emisiune Revista Presec. Sunt Adrian Simon și astăzi sunt puțin defazat. De ce spun lucrul acesta? Foarte simplu, pentru că m-a pus Michiduță să mă uit și pe altfel de presă, mă rog, cel puțin chestii care se crede că sunt presă sau se dau drept presă. Adică nu m-am uitat peste ziare online, m-am uitat pe Facebook pe niște chestii care se dau drept televiziuni. Și din momentul în care m-am uitat la chestiile alea, am rămas așa cum am rămas, mi s-au rupt, mi s-au spart și ochelarii, nici nu mai știu să-i pun corect, că m-am cam defazat și eu, ca ceea ce veți vedea în minutele următoare. Nici cuvintele nu mai ies așa cum trebuie să-mi iasă. Cert este că am urmărit vreo jumătate de oră, cred că, niște materiale de la o chestie care se numește Independent TV. Ăsta e un proiect media care se vrea un proiect de televiziune făcut pe bani europeni, inițial în mediul rural, după care s-a mutat în oraș. Nu știu cum au făcut chestia asta și cum nimeni de la fondurile europene nu întreabă nimic, că pare a fi un pic de mânărie cu fonduri europene aici, dar, mă rog, nu discutăm neapărat despre lucrul ăsta, nu de alta, dar nu vreau să mi se rupă sau să mi se strice ochelarii și mai rău decât sunt, nu mai am decât o lentilă, că asta s-a dus, nu mai e. Și atunci, vreau să vă spun următorul lucru. De ce am intrat în posesia două materiale video? De pe Facebook, bineînțeles. Am constatat mai nou că toată lumea care are o cameră de luat vederi și o lavalieră se dă mare ziarist, se dă mare invitat și chestii de genul ăsta. E un domn pe la Hunedoara, se numește Alin Dumitrana. Ăsta am înțeles că e nu știu ce coordonator de campanie electorală pe la Plus și primul material pe care îl vom urmări astăzi e un material așa, de la înregistrarea unei așa zise emisiuni pe care oamenii au făcut-o. Bun, acum trecem de faptul că mie mi s-a părut absolut de prost gust și că bietul prezentator sau ce vrea el să fie ăla de acolo a fost luat un pic la mișto și un pic desconsiderat. Bine, copilul se chinuie și el așa cum se chinuie. Invitat era unul care candidează pe la primăria comunei Bretea Română, Măsa a fost primăriță înainte. Alin Dumitran, asta habar n-am cei de capul lui, nu prea mare lucru din câte mi-am dat seama. Și în dreapta mai e un tânăr domn, a apărut și el din nou Kinder cu surprize. Ceea ce mi se pare interesant e că la un moment dat în cadruri, în cadrele astea filmate, mișcate, o să vedeți voi la momentul potrivit despre ce este vorba, apare din nou celebrul Dani Vicol, operatorul ziarist de la CNN Independent TV, cel care în timpul evenimentelor cu poliția de la Hunedoara părea a fi instigat ușor la violență protestatarii aceia de pe la Harvard care s-au bătut cu polițiștii. Mi-am aminte că la momentul acela îl sunasem pe domnul Giurgiu, care este acționarul acestui post de Facebook, și îmi spunea că nu are niciun contract de muncă cu domnul Dani Vicol, dar acum îl văd pe domnul și se dezicea de el, ca de Iuda. Ca Iuda de... Nu, cine s-a dezis, mă? Sfântul Petru. Ca Sfântul Petru de Hristos. Și acum îl văd pe domnul Dani Vicol, prin cadre pe acolo. El e omul din spate, din spatele camerelor de luat vederi. Interesant ar fi dacă omul are și contract de muncă la Independent TV. Hai să vedem primul material. Bună seara, covragiu! Bună seara tuturor! Ăsta e Dumitrana. Ia zi, mă! Hai! Bună seara, Hunedoara! Ce n-ai cu flagra aici? Alo? Alo? Ai văzut cum am băgat atunci? Uitați-vă aici la Bobouțanu ce a putut să facă! Dar băuse seara numai rece, știi? Uitați-vă ce-a făcut nemernicul ăsta aici, în locul copilăriei mele! Da, știu, ăsta toată... Nu știu fază!
Hai, ține să mă alătătoasă, ține. Hai, mai să terminăm, că vreau să ne rețină de fetele. Și acum începe prezentatorul minunat. Zi-mi dacă stă bine cum așa. Deci, asta da? E foarte important, dacă mă, stă bine cum așa. Ce să zic, că ție cibernetica? Da, e. Așa, fii. Deci cum vrei? Păi, pe acela, să văd. Deci nu mă întoarce, eu mă duc așa. Mă duc pe toți și cum voi prefisez la voi pe tine. Da, nu, acum sunt eu. Când îi dai la cine? Eu primul, da, pe urmă de focalizez și apoi refocalizez pe el, da. Dar da, asta ce rol are acolo? E invitat sau e regizor de emisie? Că zice la un moment dat eu primul. Aia e camera la care privim? Așa. Yeah. Da. În momentul în care fiecare începe să vorbească, la asta privește. Da. Yeah. Bună seara, dragi telespectatori. În ultima perioadă au fost evenimente politice importante. Noi avem invitați pe domnul Florin Hărban, candidatul USR Plus la Consiliul Local al Municipiului Vieții. Repet. Ia, yeah, te-ai încurcat. Am încurcat în municipii. Start. Bună seara. E greu, știu. De dincolo, de sus? Acum. Bun? Bun. Bun. Dar tu nu pui cadrul general, cadrul general ești celălalt, două. Deci ăștia au două cadre generale, le-am dat drag. Nu, tu începi cu mine direct. Clar? Da. Și tot cu tine și termină. Bun. Bună seara, dragi telespectatori. Salut. Bun. Dacă nu mai are nimeni nimic de adăugat, eu vreau să vă mulțumesc pentru participarea la această emisiune. Da? Și dumneavoastră... Să ne urmăriți în continuare, vor urma emisiuni electorale, pentru că peste două săptămâni intrăm în campanie. Bă, te-au corectat ăștia. Mâine într-o săptămână. Peste o săptămână. 28. Nu sunt defazat astăzi. Stai, se mai întâmplă, mai defază, mă uită și eu m-am defazat. Și vă doresc în continuare o zi plăcută. La revedere. O seară plăcută. Îți mulțumim și noi pentru invitație. La revedere. Și acum fii atât la Dumitran. Hai, lasă-mă în pace. Bine că ai trecut peste faza cu începutul, că dacă repetai începutul de 6 ori și mă țineai aici... Da, așa? Oricât, la cum arăți, te-ai ținut bine. Deci omul își poate crea joc de ăsta, ci că la cum arăți, te-ai dat asta bine. Că mai pățit o dată, când am făcut de acasă. Ia uite și pe Vicol. Băi, nene, ai ocupat tot ecranul. Da, pe asta, da, da. Cu Cristina, da. Așa? Păi, ce stai la mare acolo? Studio-ul ăla. Serios. Da. Da. Ok. Gata. S-a terminat. Uf. Deci, oameni buni, asta e o parte care n-a fost difuzată. Nu s-a văzut pe așa zisul TV de Facebook. Ăla-i zice prezentatorului că la cum arată e bine. Tot Dumitrana ăsta care, băi, frate, am impresia că a dat gaura la macaroană el. El e un tip foarte deștept. Că am văzut că omul umblă cu... Pregătim și materialul 2. Omul umblă cu tot felul de... Dar nu-i dăm drumul încă la materialul 2. Omul umblă cu tot felul de înregistrări pe la plus. El se crede și cameraman și de toate, și ziarist și așa. Dă indicații acolo în studiu. Bă, Dumitru, la ce legătură ai tu cu chestia asta cu Independent TV? Că n-am înțeles, deci permit să-i zici, uite, la bietul omulețul ăsta cu ochelari, că la cum arată e bine. Bun, trebuie neapărat, dar trebuie, cum zice Ardeleanu, să vedem, bă, despre ce era vorba acolo, adică cu ce s-a mâncat toată chestia asta, că am ajuns la o problemă, așa, doamne, mare ți-e grădina, mulți au sărit gardul din ea, ia hai să vedem. Putem vedea materialul 2, care e de fapt produsul finit al acestei minți strălucite, ia să vedem și ce zice. Vedeți, avem astăzi invitați pe domnul Florin Hărban, candidatul USR Plus la Consiliul Local al Comunei Bretea Română, Emanuel așa. Gușe, candidatul PNR la funcția de primar al Comunei Bretea Română și, bineînțeles, pe domnul Arin Dumitrana, managerul de campanie al echipei USR Plus din Bretea Română. Aha, și mi-a făcut să încep cu domnul Dumitrana. Domnul Dumitrana a fost candidat la Consiliul Județean Hunedoara. De ce v-ați retras?
De ce? Bună seara, în primul rând, bună seara telespectatorilor, bună seara, ce papion, bună seara colegilor mei, bună seara Hunedoara, iată m-am întors din nou în orașul meu natal. Așa? Așa cum știți foarte bine și cum am avut și un post cu înregistrare video în acest sens, da. În momentul la care s-a luat decizia ca plus să candideze... Bă, dar nu-ți dă nimeni sticla singur, la o parte din față, mă, televiziunea lupește. Eu am decis să mă retrag deoarece candidatura mea a fost depusă pentru listele USR Plus și nu am acceptat o candidatură în afara alianței USR Plus. Acesta a fost motivul pentru care m-am retras de pe listele de la Consiliul Județean. Aha. Au ajuns niște zvonuri cum că ați negociat un post de country manager la Consiliul Județean. Un post de ce, mă? Zvonul de genul noastră, dumneavoastră. Ceilalți ziariști. Mamă, ce-mi place mișcarea asta de cameră. Deci a fost doar un zvon, s-a făcut multă vâlvă pe chestia asta, dar știți foarte bine că eu am un job care îmi place, așa. Eu sunt constructor. Ce dracu construiești? Spre deosebire de alți candidați, eu chiar am din ce să trăiesc. Foarte bine, mă bravo. Mă duc aici, cum să vă spun, și mai departe, spunându-vă că nu am de gând să împărăsesc jobul la momentul așa. De față. Dar, într-adevăr, proiectul meu este Hunedoara, da? Și dacă ar fi să primesc o ofertă ca să joc în Liga Mare, dar nu ca și Liga county mare. Manager, ca ce și aici, și la drumul județene și la drumul comunale se pricepe oricine. Mm-hmm. Am înțeles. Azi deci la frumos se pricepe toată lumea. Oare putem da pauză pe film și să rolăm pe urmă? Deci omul ăsta nu vrea post de county manager, n-am auzit de așa ceva, căci că la drumul județene se pricepe toată lumea. Bă, ce deștept ești! Ia, hai să mai vedem. Aici să te înghesui. Sunt o grămadă de oameni pricepuți la drumuri aici în județul ăsta. Cum a făcut în ultimii 13 ani. Da, și cu pricepul ăsta cu groapa, de a lăsa groapa, el a făcut groapa. Deci ia uite ce mișcare. Scopul lor e să facă gropi în drum. Luați-vă sticla din față, mă! Să nu ne rupe în gâtul în el. Lasă că nu ne rupem pe nu vă rupeți voi nimic, că sunteți mici. Și dacă voi o să cădeți, cădeți de la înălțime. Și cu ce vă ocupați? Cu de toate. Yeah. Efectiv, cu de toate. Stop. Cu dosare de candidatură. Stop. Umblu... Ci că el se ocupă cu de toate acolo în calitate de manager de campanie la USR Plus. Păi cu de toate ce înseamnă, mă, domnul Dumitrana? Că faci ochiuri de ouă, le faci masaj candidaților, ce faci? Faci salată de varză? Ce? Cum adică cu de toate? Ia hai să vedem ce zice omul ăsta că face. După semnături, mă duc și printez flyere, vin la dumneavoastră la emisiune. Așa. Știu și eu, mă duc să cumpăr apă pentru candidați. Da. Îi duc de colo-colo cu mașina. Cu absolut așa. Orice. Absolut cu orice. Orice faci. Stop. Băi, nene. Dar dacă faci, deci, flyere, ochiuri de ouă, îi duci cu mașina, ce zici tu? Că faci absolut orice. Bă, da, de muncit, că ziceai înainte că muncești. Când mai ai timp? Am și eu, așa, o întrebare din puțul adânc al gândirii. Mergem mai departe. Vedeți că să înțeleg că sunteți un joker? Ce ești, mă? Un jolly joker. Un jolly joker. A, stop. Stop. Bă, nene. Deci ăsta îl întreabă pe ăla dacă este un joker și ăsta zice că e un jolly joker. Bă, nene, știi ce cred eu? Fără supărare, nu te supăra pe mine. Eu cred că matale ești un păcălici. Și pe lângă matale s-au mai adunat încă vreo trei. Dar, mă rog, asta rămâne de văzut pe parcurs emisiunii. Nu cred că sunteți niciunul jolly joker. Mai degrabă niște păcălici din aia de la șeptică românească, ceva gen Popa, prostul, alea. Hai. Joker. Trist. Joker. Bine. Atunci vă mulțumesc, domnule Dumitrana, și propun să trecem la domnul Emanuel Gușe, care este candidatul... Gata, ai terminat cu ăsta. Am înțeles. Face ochiuri de ouă și de toate. Primul rând, bună seara. Bună seara. Bună seara, telespectatorilor. Ăsta cine? Bună seara, locuitorilor Comunei Bretea Română. Ah, ăsta e la care vrea să fie primar la Bretea Română, că a fost și mamă sa primărit. Pentru a vă susține candidatura? Nu avem un protocol semnat în acest sens. Am înțeles. Și asta ce face? Se scarpină pe picior, că dă din mâna dreaptă. Pentru această comună, dacă în eventualitatea care veți fi ales. Yeah. Pentru Comuna Bretea Română, în eventualitatea în care voi fi ales primar,
Wow. Și vom avea și Consiliul Local și sunt sigur așa de acest lucru, împreună cu... Bățietă. Florin de la Plus. La Plus, da. Mai bățietă puțin. Vrem să modernizăm comuna aceasta, să o aducem la standarde pe care o are Comuna Vretea Română, yeah, în județul Hunedoara, la locul pe care îl merită în acest județ. Yeah. Principala investiție care, care dorim să o facem în 4 ani de mandat este o rețea de gaze naturale pentru toate gospodăriile din Comuna Vretea Română. Stop! Pe lângă această investiție... Stop! Deci, bănene, ce vrei, matale, principala investiție în Comuna Bretea Română, rețea de gaze? Bănene, păi parcă știi că ești consilier local, ar trebui să știi că există deja un proiect depus pentru alimentare cu gaz în Comuna Bretea Română. Păi cum să vii, matale, să zici acum că asta e principala, matale, investiție pe care vrei să o faci ca și primar? Adică mămicuța ta care a fost primăriță și acum vrei să fii și tu, nu te-a învățat până acum că dacă ăsta care îi acum a depus un proiect, tu eventual dacă ajungi primar trebuie să spui voi continua munca fostului primar care iată a depus, avem gaze și alea. Bun, între timp tipul se relaxează, se pune pe spate, bineînțeles cu aceeași sticlă în față, hai să vedem ce mai zic ăștia. Dorim să finalizăm tot ceea ce înseamnă asfaltare, canalizare și alimentare cu apă. Stop! Ce să faci, mă? Să finalizați tot ce înseamnă asfaltare, canalizare și alimentare cu apă? Păi aveți canalizare, aveți alimentare cu apă, s-au asfaltat drumurile. A, voi vreți să mai terminați aia 200 de metri care mai trebuie. Continuăm. Ajung aceste utilități la toate gospodăriile din Comuna Bretea Română. Așa, foarte da, frumos. Dorim să modernizăm drumurile de exploatație agricolă. Așa. Dorim să regularizăm văile și să realizăm rigole în toate satele comune, încă avem o mare problemă cu da, regularizarea văilor și cu rigolile care lipsesc. Ia, oprește puțin. Fii atent aici. Deci omul ăsta nu știe o chestie. Ori nu știe, ori nu vrea, ori nu poate. Ori se face că nu știe. Regularizarea alea, regularizările alea ale văilor de care vorbești, matale, nu cumva au fost făcute odată pe vremea când era tot doamna mămicuța primar și n-au fost făcute bine? Și din câte știu eu, rigolele nu prea au fost prevăzute în proiectul ăsta cu asfaltările. Cred că trebuie alt proiect. Dar mă rog, asta este o altă poveste. Ceea ce e de menționat și ceea ce mi-a atras cu adevărat atenție la filmulețul ăsta e că el a fost difuzat pe Facebook undeva în data de, nu știu, 19-20 august. Deci cu mult înainte de începerea campaniei electorale, iar omul ăsta, de fapt, aici, își face campanie electorală. Ceea ce nu mi se pare corect nici din punctul de vedere al ălora care au filmat, nici din ce face domnul Catindatul. Hai să vedem ce mai zice domnul Catindatul. Bă, ăsta n-are papion. Regularizarea băilor, în schimb, s-a pus așa, ca la bieft. Este necesară și am văzut acest lucru recent, când au fost aceste inundații de o lună jumate, două luni. Păi le-a regularizat mamă ta când era primăriță. Asfaltul turnat cu o lună jumate înainte de inundații a fost rupt. Da? Asfalt turnat cu costuri destul de ridicate. Păi nu l-ai votat în Consiliul Local? Dacă acea vale era regularizată, astăzi nu discutam despre reparații în zonă. Așa. La fel, rigolele în multe state din comună lipsesc cu desăvârșire sau au 50-100 de metri. Și aici oamenii sunt total nemulțumiți pentru că la fiecare ploaie mai mare apa intră în curte. S-au asfaltat drumurile, dar nu s-au realizat aceste rigole. În momentul în care drumurile au fost asfaltate, s-a ridicat cu mult nivelul șoselei, străzii, față de nivelul curții oamenilor. Așa, deci nu mai e bine acum nici că s-a asfaltat. De asemenea, sunt convins că domnul Adrian David va câștiga președinția Consiliului Județean. Ce aveți, mă, cu David? Ne propunem ca
drumul de la Bretea Străi spre Silivașul de jos și mai departe spre Prislop, să fie modernizat și asfaltat, astfel încât să dăm șansa comunei noastre să fie vizitată de turiști. Băi, ia oprește din nou. Deci fii atent, ce este asta? Drumul de la Bretea care merge spre Prislop și așa mai departe, ei își propun să-l asfalteze. Băi, domnul Catindatu, de la domnul Gușe, domnul copilul fosta primăriță, păi drumul ăla e drum județean, nenea, în cazul în care nu știai. N-ai cum să-l asfaltezi, matale, dacă ajungi primar la comuna Bretea. Păi, mă așteptam să știi lucrul ăsta în calitate de Catindat. Eu cu cine votez? Dați-i drum. Și aici discutăm de pensiuni. Vom avea o revistă prestă mai lungă. Lipsă de clienți, de turiști, dacă vom realiza acest drum. Așa. Vreau să intervin și eu un pic aici. Aseară am avut o discuție cu doamna Vetuta Stănescu, subsecretar de stat la Ministerul Lucrării și Dezvoltării. De asemenea, o fică a Hunedoarei, am discutat în special despre acest drum 687K, care face legătura între Bretea Străiului și respectiv Silvașul de Jos, acest drum care scurtează cu aproximativ 15 km, un drum care, rețineți, apare ca fiind asfaltat sub guvernarea Moloț, sub președinția Moloț, da? Știm toți acest lucru, s-au făcut de fapt 4 km de balastare cu piatră spartă dintre Silivaș către De ce ai stat, Bretea? Matale, de vorbă cu Vetuța? Aș vrea pe această cale să-i pun o întrebare domnului Răzvan Ionescu, de la actualul primar PSD al comunei Bretea Română, să-l întreb, domnule primar, ați făcut vreodată vreo solicitare către Ministerul Lucrărilor Publice și Dezvoltării pentru asfaltarea acestui drum? Vă mulțumesc, îmi scuzi intervenția. Păi, mă, e o vorbă, cum e aia? Când ești, când, dacă ești prost de mic, când ești mare, numai te joci. Cam așa și în emisiunea asta. Domnul Dumitrana, păi ce solicitare să facă, domne primarul, că ți-am tot spus până acum de 4 ori că ăla-i drum județean, domn, către Ministerul Dezvoltării Publice. Păi dai treaba altcuiva acolo, despre ce vorbiți voi aici, mă? Mă, băiez, mă. Bă, băiez, mă. Bineînțeles, dacă domnul primar are ceva de adăugat, îi se poate adresa și... O să adauge două albușuri și... Domnul Vetuța este secretar de stat la Ministerul... Secretar, scuze, secretar, secretar. Nici secretar, măcar scuze, funcția scuze. Nu-i o știți. Dar, mă rog, când ai chestia scurtă... Ce lipsește în multe sate ale comunei noastre... Domn candidat, îndreaptă-te, stai frumos că ești la televizor. Și nu numai pentru tineret, mai ales pentru pensionari. Așa? În zile de sărbătoare... Duminica. Ce să fac? Se poți strânge într-un asemenea loc, unde, mă? Pergolă, într-o filigorie, unde să joace table, parte, să discute politică, așa, problemele satului. Așa. Și aici vă dau exemplu satului Ruș, care are o zonă deosebită în prunt, înspre Străi. Dai să-mi pun ochele. Loc drept. Și acești oameni din satul Străi solicită de ani de zile în asemenea loc, în satul dânșilor, și un teren de joacă lângă, de sport, toate astea se pot realiza prin accesarea de fonduri europene, în primul rând, și prin fonduri guvernamentale. Ce măsură, mă? Care axă? Ceea ce putem realiza... Să faci filigorie. ...bugetul local. Yeah. Acesta nu este... Vrei fond foarte... european să faci filigorie. Ce dăștept ești, matale, tu să nu-ți iede de ochi. Dar atragerea de fonduri europene și guvernamentale va fi un obiectiv care va duce la dezvoltare. Să faceți filigorie. Ui, parcă n-ai fi copil de fostă primăriță. Locuitorii comunei Bretea Română trebuie să fie conștienți în condițiile în care la conducerea județului va fi o, vom avea o conducere galben, albastru, portocalie, iar conducerea primăriei din Breta va rămâne roșie. Așa. Nu vom avea posibilitatea să dezvoltăm ca și comună niciun fel de proiect
cu fonduri guvernamentale. Trebuie Stop. Să fim conștienți de acest... Deci, bă, tu ce-mi povestești aici? Că până acum am vorbit frumos. Că dacă cineva de la Consiliul Județean are o altă culoare politică decât primarul, primarul nu poate accesa fonduri guvernamentale, bă, cu televizorul nu mințiți poporul, mă. Păi primarul, dacă scrie proiect pe fonduri guvernamentale și e scris corect și așa mai departe, eu nu cred că îl șuntează nimeni. În al doilea rând, între primărie și Consiliul Județean există relații de subordonare, de colaborare, nu de subordonare, da? Primarul nu se duce să cerșească la Consiliul Județean. Deci nu încerca să intoxici populația cu porcării de genul ăsta, chiar dacă matale porți papion albastru și au uitat ăștia să-și dea, să-ți dea sticla de apă la o parte din față. Ia, dă-i drumul că uite s-a și ciufurit. Trebuie să fim conștienți Așa. Că guvernarea PSD în primării de comune și în Consiliul Județene trebuie să se încheie acum, în 27 septembrie. Vă Gada. Mulțumesc, îmi cer scuze iar pentru intervenție. Să vă încheia dacă vă dă legătorii cu PTZ. Corect. Da, în legătură cu investiția cu rețea de gaz, vreau să subliniez faptul că guvernul PNL tocmai în această săptămână a alocat suma de 234 de milioane de euro pentru introducerea de gaze la sate. Păi exact ce spuneam, există proiecte pe care le-a depus și ăsta care e prima la ajunge la 1 miliard de euro pentru asemenea investiții. Și la fel cum spunea Alin, eu sunt convins că din decembrie încolo vom avea o guvernare de dreapta, sprijinită și din punct de vedere... Gata, campania electorală, da dreptul, adică în 20 august. Sprijin parlamentar solid, iar în momentul în care ai o guvernare de dreapta, un Consiliu Județean de dreapta, este recomandabil să fie și Consiliul Local și primarul tot de aceeași... Rușinică! Am înțeles. Și dacă mai aveți ceva, un mesaj către alegătorii dumneavoastră? Da. Așa. Invit alegătorii în Comuna Vretea Română, ca în data de 27 septembrie 2020, Pac. 20 august. Să participe un număr cât mai mare la vot. Așa? Asta pentru a alege o administrație liberală. Deci în 20 august, înainte de campania electorală. Băi, rușinică! Va avea la bază transparența totală în cheltuirea banului public. Și aici doresc doar Păi dacă voi furați startul... Dau două, Ce transparență, mă? Corectule! Albă ca zăpada! Și cei trei pitici cu papion pe lângă tine. PSD în Comuna Vretea Română. Avem o firmă de pază privată. Așa, dă și cu firma de pază. Singura comună din județ. Din 55 de comune din județ, una singură are firmă de pază privată. Poți să derulezi un pic română. Mai în față? Iar sumele alocate... Că ăsta mă plichisește deja. Înțelege mai puțin 440.000 de lei. În lei vechi sunt 4,4 milioane. Mai. Ia uite, ca la biert. O persoană care votează bugetul. Să-și voteze bugetul, mai bine. Exact. Din bugetul Așa. Acela o participă. Deci omul are o atitudine din asta de... Je m'en fiche. Okay. Dă un pic și mai în față. Așează o redevență minimă deci, pe abonat. Pentru cei care se uită la scară. Da, o chestie pe care chiar vrem să o ducem la... Să o ducem să finanțăm european. Ionuț Popa cred că a și înaintat-o către Dragoș Pâzlariu. Deci, pe scurt, un tub care va fi îngropat cu fibră. Șase tuburi. Da. Ca să înțeleagă oamenii. Șase tuburi care va fi îngropat fără fibră, doar cu sârmici, cu cămine de trage. Fibra e a providerului. Din toate aceste șase, vom lăsa două pentru providerii privați. Dacă vine un investitor mare, da, și care e vrea linie dedicată, să-și poată trage linie dedicată. Am înțeles. Ok? Da, și mai avem în plan ca în fiecare sat din comună să construim câte un centru care va fi o agora a comunității, unde cetățenii, cei mai vârstă, tinerii și copiii se vor aduna pentru a socializa. Aha. A dezbate sau pur și simplu pentru a juca. Ăsta e care? Ăla cu cioc și barbă din dreapta, care vrea să fie consilier local. Dar fii atent, ăla și-a pus papion portocaliu, Dumitrana papion albastru și domnul care... Ia uite. Deci vrem ca acest centru civic să găsim niște locuri efectiv în toate satele. Ce mândri sunteți!
din localitate și așa, să aducem niște arhitecți și pe pozele pe care le avem acolo cu locurile să venim să punem câte o propunere la fiecare. Propunere da, care a vorbit și domnul Gușe despre ea și eu îi spun Mani, acum dumneavoastră știți despre cine e vorba, cei din comună știu, a vorbit și Mani despre ea și despre care v-am spus, vom vorbi mai mult în campania electorală, vom aduce simulări ale acestor centre civice, pentru că nu e vorba de mari chestii, da, e vorba de un mic bloc de joacă, câteva băncuțe, un umbrar, deci nu e cine știe ce mare filozofie, așa. Nu, e nu, chiar așa, adică ce, despre ce vorbim aici? Poziți? Este interesant că nu există. Ba da, uite, la Băcie există, există. Nu, Comuna Brăila Român. Există în centrul de comun. Am înțeles și vreau să știe care s-a întâmplat. Da, dar noi vrem să le aducem în centrele bătrânești. Adică în centrul ăla unde încercăm să facem și un pic de istorie. Pentru că, uite, de exemplu, eu spun cazul meu din la Măceu. Eu am găsit o casă care e extraordinară. Deci, pe cuvânt, o să-ți fac niște poze să ți le trimit. O casă veche, una dintre singurele case vechi care au rămas acolo. Deci e ceva extraordinar. Și mai, pomenit, mai ales că formidabil, candidații noștri, Sonia, Florin, ei cum cunosc istoria satului, de la părinților, de la bunicilor. O luăm așa, încet în încet. De asemenea, Mani la fel cunoaște istoria satelor. Deci, și satul eu propun să-l prind chestia asta. E un om al... Și te rog să pregătești din nou materialul 1. Ideea este următoarea, doamnelor domnișoare și domnilor, trecând peste dincolo de ridicolul situației, dincolo de cabotinism și de toate lucrurile astea, trecând dincolo de papioane, promisiuni și tot felul de prostioare, e o chestie care spune cum era aia cu e ușor a scrie versuri când nimic nu aia spune. Aș parafraza și aș spune că e ușor a spune vorbe când nimic nu aia spune. Am asistat la o demonstrație clară de cațavencism, aș spune eu, demonstrat pe o chestie care se vrea televiziune, dar care e de fapt o pagină de Facebook, aruncată totuși în spațiu public, cu campanii electorale care au început deja, deși data campaniei electorale nu era stabilită, adică nu era stabilită, nu ajunsese încă, nu era în 28, tot ceea ce ați văzut se întâmpla undeva înainte de 20 august. Teribil, terifiant aș putea spune și în același timp trist. Așa cum spuneam, dacă ești prost de mic, când ești mare, numai te joci. Ca să încheiem, hai să mai dăm o dată materialul 1, că ăsta este de fapt esența a ceea ce am văzut noi. Bună seara, Covragiu! Bună seara tuturor! Așa... Ăsta e Alin Dumitran. Bună seara, Humedoara! Cine a cumplat aici? Alo? Alo? Ai văzut cum am băgat atunci? Uitați-vă și la Bobouțanu ce a putut să facă, dar vă uite seara numai rece, știi? Uitați-vă ce a făcut nemernicul ăsta aici, în locul copilăriei mele. Ce tare e! Da, știu, ăsta toată. Nu știi fază. Ha, țineți să mă tatuați. Hai, lasă, mai să terminăm, că vreau să ne lăsim pe cele. Zim dacă stă bine cu Tomaș. Excelent. Da? Acum zici că ai... Ce să zic ție? Bă, tot era bună și cenzura la ceva. Cum vrei? Păi, pentru acela, să văd. Deci nu întoarci, eu mă duc așa. Mă duc pe toți și cum vă prefisez la voi pe cine. Păi nu, acum sunt eu. Când dai la cine? Eu primul, pe urmă... De focalizezi și apoi refocalizezi pe el, dar deci așa o să. Da, exact. Plan general, plan apropiat. Da, exact. Fiecare plan general, plan apropiat. Stai, nu mă implic. Aia e camera la care privim? Așa. Da. În momentul în care fiecare începe să vorbească, la asta plecați. Da. Bună seara, dragi telespectatori. Cum în ultima perioadă au fost evenimente politice importante, noi avem invitați pe domnul Florin Hărban, candidatul USR Plus la Consiliul Local al municipiului. Bună seara!
De dincolo, de sus? Acolo. Bun? Bun. Dar tu nu pui cadrul general. Cadrul general ești celălalt, te duc. E așa. De vreun cadrul general se intru pe tine? Nu, tu începi cu mine direct. Și neapărat. Da. Mine, pe tine, direct. Bun. Hai. Bună seara, dragi telespectatori. Dacă nu mai are nimeni nimic de adăugat, eu vreau să vă mulțumesc pentru participarea la această emisiune și dumneavoastră să ne urmăriți în continuare, vor mai emisiuni electorale, pentru că peste două săptămâni intrăm în campanie. Peste o săptămână. Era la momentul ăla. E mâine într-o săptămână, da? În 28. Eu sunt defazat astăzi. Așa că vă mulțumesc pentru vizionare și vă doresc în continuare o zi plăcută. La revedere. Seara plăcută. Îți mulțumim și noi pentru invitație. La revedere. Nu se vede că e seara. Hai, lasă-mă în pace. Bine că ai trecut peste faza cu începutul, că dacă repetai începutul de 6 ori și mă țineai aici... Hai, lăsați-mă în pace, oprește, scoate-i de pe la cum arăți. Că le-am dat prea multă atenție până acum. Vă mulțumesc tuturor pentru atenția acordată. Mă duc să caut o lămâie, un suc de lămâie, ceva, că pe cuvânt, dacă mai pot, sunt Adrian Simeon. Vă mulțumesc tuturor pentru atenția acordată, mi-am dat jos și la valiera, v-am pupat, hai pa!